Bun găsit la o nouă emisiune FBI Paranormal 37 sau Biroul de Investigații Fenomene Paranormale 37. Numele meu este Nițu E. George, investigator. Tema emisiunii de astăzi este: putem să recuperăm energia pierdută în relații toxice? Putem să recuperăm părți pe care noi le considerăm pierdute ale sufletului, 10%, 20%, 50%, 30% și așa mai departe? Putem să ne recuperăm energiile pe care le-am dat în dar prin dragostea noastră unei persoane iubite? Astăzi vom răspunde la toate aceste întrebări, pentru că văd că în mod, cum să vă spun, într-un mod hilar se crede în continuare în baliverne, și anume că se poate recupera energia dată într-o relație toxică. Se poate recupera energia pierdută, cine crede, bineînțeles, că el are bucăți de suflet pierdute în tot felul de relații pe care le-a avut, că au fost toxice sau nu, dar termenul ăsta se folosește foarte, foarte des. Într-o fostă relație de iubire, într-o fostă relație de prietenie, într-o, fostă relație de afacere în care cineva, un prieten, te-a înșelat, tu ai investit foarte multe sentimente și practic ai avut încredere în el și ai fost la un pseudo-terapeut care ți-a spus: domnule, ai pierdut 20% din suflet. Păi dacă ai pierdut 20% din suflet, ai murit. Pentru că orice pierdere masivă din sufletul tău, care este vehiculul între buna funcționare a corpului fizic electromagnetic și a corpului spiritual, care este de forță neutrinală, da? Tahionic, atunci pur și simplu ai deceda. Nu ai cum să pierzi bucăți din suflet, nu ai cum să împarți bucăți din suflet, nu ai cum să evoluezi cu bucăți din suflet, decât în momentul în care ai evoluat spiritual. V-am mai zis, sufletul se desface exact ca un fruct cop și eliberează sâmburile care îți dă o altă viață într-un plan metafizic, non-fizic, adică. Da? Sau utilitatea unei roți de mașină. Ați văzut, fără cauciuc, ea nu poate circula pe stradă. În momentul în care îți pierzi cauciucul, utilitatea miezului, unde se află, rulmentul, fuzeta și tot ce mai este acolo, acel nucleu metalic mobil care face o bună funcționare a roții în general, degeaba l-ai. Pentru că tu nu poți să funcționezi pe drum dacă n-ai cauciucul. Adică ce? Vehiculul ăsta de care noi vorbim exotic, exotic înseamnă rar. De câte ori auziți cuvântul, termenul de exotic, înseamnă rar. Are o energie exotică, adică are o energie rară, rar întâlnită. De ce? Pentru că face legătura între electromagnetism și forța neutrinală. Ceea ce trebuie să înțelegeți, că în prezența electromagnetismului, cu atât viteza tahionilor este mai mică. Cu cât se îndepărtează de energia electromagnetică, cu atât forța tahionică sau neutrinală ajunge la viteze warp, de care se vorbește în filmele SF, adică viteze cu mult peste limita normală a vitezei luminii. Da? Vitezele subluminice sunt acele până în viteza maximă a luminii. Dar gândiți-vă că ea poate fi depășită la un mod instantaneu, adică pur și simplu. Vă aduceți aminte de bazmele românești care spuneau că căluțule dumă ca gândul, adică cu vreo 800 de km la oră au dumă cu ca gândul, adică te-ai gândit instantaneu, din punctul A în punctul B, nu contează câte mii de ani lumină sunt. Da? Deci cam asta face sufletul în momentul în care pur și simplu funcționează corect pe Terra. Da? În momentul în care tu spui: mie îmi lisește 20% din el, păi în momentul ăla decedezi. Deci pur și simplu el nu mai face legătura 100% între corpul fizic electromagnetic și corpul spiritual. Și atunci corpul fizic încetează să mai funcționeze și se descompune, iar mă rog, spiritul se duce în sfera de vibrație cu care rezonează, pe care ai acumulat-o, ai și puterea. Da? Deci așadar, nu mai credeți în baliverne, în situații de genul că, domne, mi-am pierdut într-o relație toxică energia, cum fac să o recuperezi? Nu mai recuperezi. Energia sufletului, să zicem, dacă ai pierdut, presupunem, se regenerează, pentru că tu ești ca un releu care acumulezi în permanență energie. O și dăruiești prin sentimente, dar o și acumulezi. De aceea este bine să vă controlați tot timpul energiile mentale, adică emoțiile. Poți să plângi, îți ridică nivelul de conștiință. Poți să fii milostiv, să dăruiești, îți ridică nivelul de conștiință. Poți să fii afectiv, să fii empatic, să ai compasiune. Acesta îți ridică nivelul de conștiință. În schimb, nivelul de vibrație și frecvență este schimbat de ce? De iubire, de iertare, de bunătate și smerenie. Exact ce v-a spus Iisus Hristos, asta vă spun și eu. Nu fac decât să propovăduiesc, da? Ceea ce spunea el, dar la un nivel în așa fel încât să înțeleagă și bunica noastră. Nu am nicio treabă în sens peorativ cu bunicile, cum înțelegeți voi. Albert Einstein a spus la un moment dat, când a făcut teoria relativității, că dacă explici un lucru bine și l-a înțeles și bunica ta, înseamnă, oricât de complicat ar fi, înseamnă că ai explicat bine. Deci asta înseamnă, în liberă traducere, ca să explici pe înțelesul tuturor. Eu când spun să înțeleagă și bunica noastră, pentru că avem niște bunice extraordinar de înțelepte, extraordinar de frumoase și de blânde și de cu o cunoaștere ancestrală nemaipomenită, nici gând departe de mine să vorbesc urât sau peorativ la adresa bunicilor noștri, că mi-ați dat în mesaje că de ce spun lucrul ăsta cu bunica. Pentru că Einstein a spus la un moment dat că atunci când explici bine, repet, poate înțelege și bunica noastră, pentru că din generație în generație copiii avansează atât din punct de vedere mental cât și intelectual și fiind cu 2-3 generații în urmă, automat cu o generație capacitatea de înțelegere este mai mică decât capacitatea de înțelegere a copiilor născuți acum. Să vă dau un exemplu, care vă uimesc prin agilitate, inteligență, viteza cu care fac anumite operații matematice și așa mai departe. Sunt copii curcubeu, copii care au fost indigo, copii care au devenit diamant. Da? Sunt, în timp ce evoluăm, odată cu noi evoluează și actul creației. La asta mă refer. Și încerc să explic de așa manieră încât să înțeleagă toată lumea, în cuvinte simple, nu în cuvinte foarte complexe și complicate. Am stat și am ascultat anumite emisiuni, ca să nu zic că sunt singurul investigator care are o asemenea gândire în ceea ce privește recuperarea, între ghilimele, a energiei pierdute în diverse relații, fie toxice, non-toxice, sentimente pe care le-ai dăruit cuiva și așa mai departe. Și la o discuție în care participa, mă rog, David Parcerisa, un investigator renumit din Spania, și Robert Martinez, care este astrolog și omul face de dublări, la fel ca Robert Moros sau Ilie Cioară, și spunea că în momentul în care te dedublezi, tu creezi o copie, exact cum este în filmul Carter, da? John Carter, pe care vi-l recomand, care și el descoperise o modalitate să se ducă pe Marte, dar corpul rămânea pe Terra, da? Și el se telegrafia, ca să spunem așa, trimitea o copie a lui pe Marte. Tot la fel și în dedublări astrale. Eu nu practic dedublări astrale, mi s-a întâmplat o singură dată între viață și moarte, când într-adevăr am stat 2 ore și jumătate în monoxid de carbon, trebuia să fiu mort, Dumnezeu a făcut o minune și m-a lăsat să trăiesc ca să vă povestesc vouă, asta e misiunea mea, și să dăruiesc un strop de cunoaștere oricui este în nevoie. Și mi-am dat seama la 44 de ani că toate aceste posibile morți pe care le-am văzut cu ochii deschiși și m-a salvat. Eu până la 21 de ani nu credeam în Dumnezeu, am început să cred în Dumnezeu și apoi când am văzut filmul cu Hristos, am început să plâng în hohote fără să-mi dau seama de ce. Și mai târziu am făcut analogia și mi-am dat seama că pe vremea lui eu am fost acolo cu el. Da? Am fost contemporan cu el și știu toată viața pe care și-a petrecut-o până când a fost crucificat și, mă rog, a murit, după care a înviat. Problema este că nu sunt singurul care simte asta, nu sunt singur pentru că am mai stat de vorbă cu oameni și la fel mi-au spus același lucru. Să știți că oamenii care în general sunt emotivi plâng din neputința lor de a ajuta pe alții, în modul în care îi văd că sunt în nevoie și n-au posibilitatea să-i ajute, sau pur și simplu văd drama lor și empatează cu ei la nivel emoțional. Aceștia sunt niște oameni deosebiți, sunt oameni cu suflet, da? Oamenii fără suflet sunt aia care n-au nicio reacție. Ați văzut deseori se spune ești atât de rău încât ești un om fără suflet. Nu este întâmplător, da? Pentru că sunt și oameni fără suflet. Dar ce spunea Robert Martinez este adevărat. Tu creezi o copie care îți tai cordonul respectiv, se duce, creezi altul. El mai povestea că ajungi în zone, cum ar fi Area 51, interiorul lunii și au câmpuri electromagnetice speciale care îți prinde acel corp astral și tu, ca să scapi de acolo, nu faci decât să stai, mă rog, cordonul acela, firul de argint, da? Și să ajungi din nou în corpul tău fizic. Practic, tu nu pierzi decât o copie. Nu mai ai cum să o recuperezi. Adică, gândiți-vă puțin. Tu dacă dorești iubirea ta unei femei, fiind bărbat, da? Și totul a fost frumos preț de 2 ani, după care a început să te urască din diverse motive, s-au schimbat multe atitudini și așa mai departe și ai ajuns să vă uriți reciproc. La un moment dat tu crezi că poți să-ți iei iubirea înapoi? Sau crezi că poți să-ți iei amintirile frumoase înapoi? N-ai cum să le iei, ele există acolo în trecut, te poți gândi la ele, le poți vizualiza. Dar ele nu pot fi recuperate. Pricepeți? Da? Ăsta este exemplul cel mai esențial. Sau în momentul în care faceți un bine. Ce faci? Îi iei omului ăla binele înapoi? V-am mai dat exemplu cu Mircea Eliade, care cineva i-a sesizat ceasul de marcă și foarte frumos și a spus, vai, domnule Eliade, dar ce ceas frumos aveți sau... Mă rog, i-a făcut un compliment, după care Eliade l-a scos de la mână și ce-ți place, uite, eu ți-l dăruiesc. De ce credeți că a făcut acest gest? Din milostenie, adică din momentul în care el înțelegea perfect că omului respectiv îi plăcea acel ceas așa de tare încât și l-a dorit. Și atunci el a vrut să-i creeze o bucurie și omul acela, de câte ori purta pe mână ceasul lui Eliade, se gândea cu admirație și cu bunătate și cu sentimente de apreciere și de iubire, creând un egregor pozitiv domnului Eliade, care și noi la rândul nostru, credeți-mă, și preoții, când se duc, se roagă ei pentru toată lumea, dar în momentul în care se roagă pentru ei, se duc și lasă acatistul sau acel bilețel la altă biserică, să se roage alții pentru ei, pentru că tu, pentru tine, nu poți să creezi un egregor. Asta a lăsat grația divină. Așa trebuie procedat. Deci gândiți-vă bine la modul acesta inventat de magia neagră, prin care voi să vă recuperați 20% din suflet, ceea ce nu este adevărat. Nu aveți de recuperat nimic, vă regenerați prin iubire, iertare, bunătate, o alimentație pozitivă, cumpătată, echilibrată, fiecare mănâncă ce vrea, dar să fiți echilibrați în tot ceea ce faceți. Și atunci, dacă respectați iubirea, iertarea, bunătatea, și zmerenia, vă ridicați nivelul de vibrație, iar ca să vă ridicați nivelul de conștiință, atunci aveți nevoie de milostenie, de dăruire, din puținul vostru, ce aveți atunci când vi se cere, dăruiți, da? Compasiune și empatie îți ridică nivelul de conștiință și atunci când aveți lacrimi în ochi și plângeți pentru cineva care este în suferință, cu atât mai mult vă crește nivelul de conștiință, care, din păcate, la unii au vibrație înaltă, cum este Osho, și conștiința la nivelul genunchiului broaștii. De ce? Pentru că el are cunoștințele necesare, are o serie întreagă de abilități psihice, dar ca nivel de conștiință, în momentul în care creezi orgii sexuale cu doamnele care vin la tine la curs, aia nu mai este o conștiință înaltă, sau când le fur banii din cont oamenilor potenți financiar, pentru că tu înveți să renunțe la averile lor, dar ți însușești tu. Asta înseamnă lăcomie, da? Și trufie. Și sunt două păcate din cele 7 primordiale care distruge ființa umană. Acestea fiind spuse, nu rămâne decât să vă rog, pentru cine nu s-a abonat, să se aboneze în continuare, eventual să dați un like, o distribuție și până data viitoare vă urez să străluciți mereu în lumină.